Bine v-am găsit la horoscopul zilei de joi. Sper că ați remarcat că au început să apară horoscoapele lunii ianuarie. Le-am făcut mai scurte de data asta. Sper să vă satisfacă și dimensiunea respectivă. Aveți cu ce completa și din horoscopul săptămânii și din aceste horoscoape zilnice pe care le aveți la dispoziție. Și nu uitați că, fiind început de an, există horoscopul anului 2022. Cu siguranță, majoritatea deja le-ați văzut, dar dacă n-ați făcut-o, aveți tot timpul, pentru că fac referire la luna ianuarie și în horoscopul anului 2022. Vă invit, deci, să le puneți așa cap la cap, zilnic, săptămânal, lunar, anual, nu uitați și de Oracle Scope, nu uitați și de alte câteva filme care se referă la anul 2022. Dacă sunteți amatori de etalări în tarot, există și de acestea, nu noi, cei drept, nu am făcut niciuna nouă, în afară de acel Oracle Scope, nu a apărut nicio etalare nouă, dar am de gând și așa ceva, imediat ce voi termina cu horoscoapele lunii ianuarie, sper să le termin, nu sper, sigur le voi termina până în weekend și după aceea din weekend încolo mai am niște idei pe care deja vi le-am anunțat. E vorba de acel film legat de nodul nord, de axa nodurilor lunare și încă o etalare de în tarot, încă nu știu subiectul, dar mă voi lăsa inspirată. Vorbim acum de ziua de 6 ianuarie, este o zi de sărbătoare și astăzi pentru creștini și mâine va fi una, dar vom vorbi mâine despre asta. Astăzi, 6 ianuarie, avem parte și de o întâlnire, un eveniment astral foarte important și anume prima întâlnire de anul ăsta dintre Lună și Jupiter. Luna cu Jupiter în Pești s-au mai întâlnit și anul trecut, când Jupiter a făcut un mic pas, țineți minte, undeva prin mai-iunie, Jupiter a făcut un pas în Pești, după care s-a întors în Vărsător și cu siguranță în acel interval Luna s-a întâlnit cu Jupiter și atunci. Acum este prima întâlnire după mutarea oficială a lui Jupiter în Pești din decembrie 2021 și se va tot repeta acest aspect din lună în lună, odată pe lună, cele două își încarcă foarte tare bateriile una de la alta. Foarte bun momentul. Jupiter este o planetă norocoasă care ne îndeamnă la expansiune, la creștere, la progres, să dăm drumul la niște proiecte de la care avem așteptări mari. E o întâlnire de bun augur. În orice plan putem să ne bucurăm de această energie de creștere, de evoluție, de schimbare în bine. Exact acolo unde până acum aveam dubii, îndoieli, să schimbăm, să nu schimbăm, să facem, să nu facem, probabil începem de acum înainte să primim niște sfaturi așa intuitive, inspiraționale, ce avem de făcut mai bine de acum înainte pe un anumit plan al vieții. Și mâine va avea loc încă o conjuncție a lunii, atunci la momentul respectiv va fi cu Neptun, deci azi una, mâine una, pentru că este o săptămână cu multe conjuncții ale lunii cu planetele despre care deja am vorbit de câteva, mai avem parte și azi și mâine și gata, pentru o perioadă e liniște la capitolul conjuncții ale lunii. Am vorbit despre toate în horoscopul săptămânii, căutați-l și pe acesta, chiar dacă e joi, e încă pe rol, poate nu l-ați văzut și vă invit să le căutați. Din acest moment vă invit să căutați jos în descriere minutul și secunda de unde începe zodia voastră natală sau ascendentă, oricare o urmăriți este la fel de bună. Ce să vă doresc decât o zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Voi, berbecii, sunteți foarte preocupați de chestiuni materiale, financiare, de roadele muncii voastre, de prosperitate, de tot ce ține de bunuri, de acel sentiment de avuție. Și când zic avuție, avuție vine de la a avea. Ce aveți voi la dispoziție? Ce resurse aveți voi la dispoziție? Și resurse pot fi de orice fel, materiale, timp, energie, oameni, informații, bunuri, lucruri, orice vă inspiră vouă că dacă le-ați pune undeva într-un coș, aveți. Ceva ce puteți spune că, da, dole, am cât cuprinde și mă bucur de ceea ce am. Poate abia acum culegeți niște roade. Este această conjuncție foarte bună dintre Lună și Jupiter care, da, este și norocoasă. Jupiter este o planetă a abundenței, a prosperității chiar și a bogăției chiar și ca atare voi poate sunteți printre cei care își numără azi bogăția. Ce aveți voi la dispoziție? Cu ce vă puteți lăuda? Cu ce vă puteți mândri? Poate nu neapărat
Nu e vorba de bogăție, nu vă gândiți acum că pică plocon la poartă, ceva de genul ăsta, sau nici vorba de loto sau loz în plică, nu acolo este norocul. Dar calculând voi așa un pic ce aveți la dispoziție, într-un anumit plan al vieții, aveți un rezultat pe plus, un profit, un câștig, o resursă mai mare decât altă dată. Poate bani, poate un prieten foarte bun de la care aveți multe de primit, poate o afacere pe rol, ceva care vă inspiră că aveți și poate produce și de acum încolo ceva mai mult de atât. În primul rând, cred că aveți și o stare de bine personal. Vă uitați așa într-o oglindă și sunteți mândru de ceva din ceea ce ați realizat. Poate vin către voi niște laude, niște aprecieri, niște recompense într-un fel sau altul, ori recompense materiale, așa cum spuneam, ori poate recompensele sunt de altă natură, stimulente, aprecieri, laude, aplauze, și care vă ridică vouă moralul foarte tare și vă inspiră acel sentiment de apreciere, că sunteți apreciat la justa valoare, că lumea vă remarcă, că lumea vă vede așa cum sunteți, cum meritați realmente, și vă mândriți, vă bateți un pic cu pumnul în piept pentru ceea ce ați realizat. Aveți un motiv de succes, un motiv de satisfacție, de împlinire, care se poate măsura în rezultate foarte vizibile, palpabile. Se scrie despre voi, se vorbește despre voi, vă apreciază șeful, vin bani în cont, vin dividende și așa mai departe, care vă inspiră acest sentiment de sunt bun. Taurii sunt într-un moment de satisfacție de plină, de parcă vine către voi o veste extraordinară ce vă garantează vouă că sunteți pe drumul cel bun într-o anumită acțiune. Foarte posibil voi să fi început ceva de curând. În ultimele, știu și eu, câteva săptămâni ați dat drumul la o nouă etapă în viața voastră și nu erați încă foarte sigur dacă e bună, dacă funcționează, dacă ați ales așa cum trebuie și așteptați de undeva o confirmare, o veste, o aprobare că da, e ok. Și vine acum cumva o astfel de vorbă, discuție, garanție, confirmare, spuneți cum vreți, de la cineva care vă dă un mare like, așa. Da, domnule, bravo, ai făcut bine ce ai făcut. Decizia pe care ai luat-o e bună, calea pe care mergi e ok, ești în drumul tău către succes. Bun, poate veni sub formă de vorbe de la oameni, dar poate și doar sentimentul vostru că, da, e bine. Un feeling acolo interior, intuiția vă transmite că e de bine ceea ce faceți și merită să investiți mai departe în acest plan, proiect, drum, ce-o fi el, că e de viitor, nu e ceva care gata se termină într-o zi, două. Poate e un job nou pe care l-ați început, poate e o relație nouă pe care ați început-o, deci ceva ce a pornit și e așa la primii pași, își arată niște perspective foarte îmbucurătoare. Este un Jupiter acolo, care iată azi este și la întâlnirea cu Luna, care vă dă așa, parcă vă deschide o fereastră către viitor și ce vedeți voi pe fereastra asta, asta este meritoriu, promițător, așteptați enorm de la ce se vede la orizont. Da, poate încă n-ați atins succesul ăsta, dar sunteți din ce în ce mai sigur că e aproape, că merită să pedalați mai departe, să vâsliți mai departe, să alergați mai departe către ceea ce se vede la orizont și primiți așa niște mici semne, semnale care vă garantează că tot efortul ăsta merită să fie investit în ceea ce se vede undeva departe încă. Pentru gemeni, sunteți mulțumit de o anumită stare de lucruri pentru că parcă vă liniștiți. Vă liniștiți în urma unei situații din care poate ați avut un pic de suferit înainte, v-ați simțit criticat pe nedrept, ați pierdut ceva deși nu meritați, ați fost judecat, ați fost etichetat, deci ceva s-a întâmplat care v-a lovit destul de tare la ego, la suflet, o lovitură din partea cuiva pe care nu o meritați, considerați că nu o meritați. Dar cumva roata vieții se întoarce și să zicem că cel care v-a greșit
Între timp, ori a conștientizat și vine cu scuzele de rigoare, cu bombonele și floricele să-și ceară iertare, ori viața cumva îi dă lui o lovitură similară celei pe care și el cândva a trimis-o către voi. V-a rănit, este rănit, v-a jignit, este jignit, v-a făcut să pierdeți ceva, acum pierde el ceea ce a luat de la voi. E așa un fel de plată cu aceeași monedă asupra acestui om care, da, va crea niște neplăceri. V-a rănit în iubire, acum el auziți de pe undeva că suferă ceva, nu înseamnă că jubilați, nu e un sentiment de ăla de wow, ce bine că sunt răzbunat. Poate pentru unii este și un astfel de sentiment că wow, ce bine că am fost eu răzbunat, mi s-a îndeplinit dorința ca și celălalt să simtă același lucru. Se întâmplă, oricine gândește asta la un moment dat. Dar asta e plata acestui om pentru ceea ce a făcut. Pe alocuri se poate și voi să treceți prin aceeași situație, ca plata să o simțiți voi pe pielea voastră, dacă pe undeva ați greșit față de cineva. Deci e un sentiment că cineva e pe val și acum e sub val pentru că s-a întors valul. Dacă mai ieri unul era sus și altul jos, acum viața a făcut dreptate și dacă voi erați cel doborât, acum voi vă ridicați și vă bucurați de ceea ce meritați. Când altul, care altă dată era el deasupra și voi jos, acum suferă pentru ceea ce probabil a obținut, nu chiar așa pe cele mai cinstite căi. Posibil să fie și o suferință din dragoste, ora voastră, ora celuilalt, ori o confruntare în care simțiți nevoia să spuneți vreo două cuiva, așa ca să vă eliberați voi sufletul, dar probabil această confruntare de cuvinte lasă niște urme asupra sufletului unuia dintre cei doi care se întâlnesc azi față în față. Dar considerați că vi s-a făcut dreptate, că așa trebuia să se întâmple, că nu meritați voi acele vorbe, nu meritați voi acel tratament, acea atitudine și acum cineva acolo sus face dreptate. Pentru rac, s-ar putea să fiți foarte obosit. Ați muncit mult, munciți mult, poate acum vă ocupați de o activitate care implică un consum energetic, fizic, poate chiar, major. Nu sunteți voi în cea mai bună formă fizică și deși agenda s-ar putea să fie arhi-încărcată, aveți foarte mult de lucru, nu prea puteți da randament. Foarte posibil pe o listă de sarcini deja plină, cine știe câte aveți de făcut acolo, să vă mai treziți și cu altele în plus. E, numai asta nu vă trebuia vouă acum. Sarcini mai mult mai peste puterile voastre, care poate să însemne lucru peste program, lucru și acasă, lucru, ce eforturi supraomenești, dar probabil sunt niște sarcini pe care cumva vi le asumați și faceți exces de zel. Aveți tendința asta de a vă supra-încărca, supra-solicita, supra-extenua la urma urmei. Trebuie să vă calculați bine forțele că atunci când luați prea multe pe umeri, nici randamentul nu e prea bun, nici spor nu prea aveți, sunteți terminat din punct de vedere fizic, extenuat, copleșit de situație. Deci trebuie să vă gândiți bine dacă puteți face loc în agenda voastră arhi-încărcată și pentru această activitate în plus. Dacă e obligatoriu, nu o să aveți încotro, probabil o să vi o asumați, găsiți loc acolo undeva peste ceea ce duceți deja în spinare, dar dacă stă în puterea voastră să refuzați, să amânați, să lăsați pe altă dată, să pasați la alții, ar fi bine să o faceți, că s-ar putea să vă copleșească și dacă veți fi copleșit, există și riscul să greșiți. Pentru Leu, e un moment interesant pentru că pentru voi dragostea are o conotație cu totul specială astăzi, pentru că ați putea să fiți cucerit de cineva, wow, care apare așa în calea voastră pe neașteptate și vă ia un pic mințile. O pasiune nouă se naște la orizont, o dorință, o atracție, un magnetism cu totul special. Poate un fel de iubire nea instantanee care vă ia mințile, vă zăpăcește, vă copleșește, vă îngenunchează. Poate o persoană extrem de atractivă, de frumoasă, de interesantă, de specială pentru ochii voștri și
nu-i puteți rezista. Sigur, dacă sunteți disponibil pentru o mare iubire, veți spune prezent imediat. Dar asta vă miră pe voi, că vă controlează, vă domină, vă reduce puterea în fața persoanei acestea, care vă cucerește pur și simplu. Nu mai sunteți voi cel puternic, cel tare, cel grozav, cel sigur pe el în fața iubirii, sau poate nu iubire, da, poate să fie iubire totuși, în fața iubirii sunteți terminat, sunteți un mielușel, face ce vrea această persoană cu voi, dar în sens pozitiv. Poate căutați iubirea, poate visați de multă vreme o astfel de iubire atât de pasională, de intensă, de wow, care să vă aprindă flăcările. Că e și sentiment acolo, e și atracție, e și magnetism fizic, de toate, la un loc, și care pot să genereze poate una dintre cele mai mari șanse sentimentale din ultima vreme pentru voi. Dacă aveți deja iubirea în preajmă, simțiți așa că se aprind acolo niște flăcări, poate cel drag vine cu niște cuvinte de alea care vă iau ochii, mințile, liniștea, declarații de dragoste, cereri în căsătorie, ceva care nu apare oricând. Dar ăsta este sentimentul, că cel puternic care sunteți voi, cel bine, care își controlează foarte bine atitudinea, care nu se lasă dominat, dintr-o dată așa parcă se moaie, parcă se îmblânzește, leul din voi este îmblânzit de această persoană cuceritoare. Pentru fecioară, trebuie să fiți un pic atent la ce vorbe emiteți, mai ales vorbe de dragoste, promisiuni, legăminte de iubire, că s-ar putea pe undeva să fie iluzorii. S-ar putea să alimentați cuiva niște vise, să alimentați o iubire. Poate sunteți foarte drăguț, foarte simpatic, foarte popular și atitudinea asta voastră atât de deschisă în fața altcuiva să fie interpretată greșit de o persoană și să creadă că flirtați cu ea, să creadă că îi faceți declarații, că încercați așa să intrați în grații într-un fel sau altul și poate voi nu vreți asta. De aceea trebuie să vă țineți sub control un pic spiritul jucăuș, spiritul aventurier, atracția spre flirt, spre aventură sentimentală, că dacă nu vreți, bineînțeles, dacă sunteți deschis către o iubire, o să vă aruncați cât cuprinde în asemenea șansă sentimentală. Dar totuși pe undeva nu pare ceva extrem de serios. În ciuda unui Venus acolo în Capricorn care cere, și am spus asta încă de zilele trecute, cere seriozitate în iubire, la voi seriozitatea asta un pic lipsește, parcă vă jucați cu iubirea. Tocmai voi, care ar trebui să tratați foarte matur, foarte serios, foarte profund ceea ce simțiți. Bun, poate altul se joacă și voi credeți. Și asta e posibil. Deci ori voi sunteți cel care face declarații, zăpăcește inima cuiva, aprindeți inima cuiva, dar e doar o joacă, ori altul se umblă la coarda voastră sensibilă și voi ați putea să-l credeți, luați foarte în serios aceste gesturi de iubire și mai devreme sau mai târziu să vă dați seama că a fost o tentativă nereușită, o aventură, o escapadă, o distracție a cuiva. Bine ar fi să nu credeți, bine ar fi să nu puneți preț pe schimbul de sentimente, de declarații, de vorbe dulci într-o astfel de zi, că s-ar putea să fie multă iluzie acolo, multă minciună chiar, și nu pare să ducă la ceva foarte serios. Pentru balanță, poate fi o perioadă de oferte care merită atenție. Ofertele pot fi de tot felul, de natură sentimentală, o șansă sentimentală care vi se oferă aproape pe tavă, de natură financiară. Puteți face o tranzacție, puteți cumpăra ceva, găsiți într-un magazin exact ce vă doreați, doreați nu știu ce rochie, acolo găsiți și vreți musai să o luați. Deci există ceva care vă cheamă foarte tare, vă face cu ochiul foarte tare. Și de asta vă gândiți să o iau, să o nu iau, să mă arunc, să nu mă arunc. E ceva plăcut acolo, niște senzații noi, niște
un feeling special aveți voi vis-a-vis de ceea ce, iată, vi se oferă cumva pe tabă și de aia probabil nu stați pe gânduri. Dacă e ceva care vă doriți, imediat veți spune da, este un mercur acolo care vă îndeamnă să vă aruncați în plăceri. Cam ăsta e sentimentul, plăceri, vă permiteți niște plăceri și plăcerile pe undeva pot să și coste. Ce vă doriți și vă place, probabil trebuie să scoateți și un ban din buzunar pentru asta. Dar probabil prea sunt tentante aceste ocazii care se ivesc și de-aia nu vreți să le ratați. Că e o ocazie sentimentală, că e o ocazie comercială, că e o ocazie amicală, ce-o fi, dar vă place, așa de tare vă atrage lucrul ăla încât nu-i puteți rezista. Poate mai târziu o să vă gândiți că poate costa prea mult, poate nu era momentul să faceți cheltuiala asta, dar e atrăgător ce se vede la orizont și de aia probabil nu o să vă uitați nici la bani, nici dacă e momentul, nici dacă aveți banii necesari, atât timp cât știți că banii aia aduc o bucurie cuiva și probabil vouă, sau poate nu doar vouă, ci și cuiva drag, nu vă mai uitați la cât costă. Scorpionul poate avea un moment de succes în plan profesional, probabil. Acolo se vorbește despre voi, aveți șansa de a vă afirma, de a vă arăta valoarea, vi se recunoaște, vi se recunosc niște merite, vi se recunoaște intervenția, contribuția la un succes. Poate e un succes colectiv, poate au lucrat mai mulți la acest proiect. Dar voi ați jucat un rol esențial de coordonator, de îndrumător, de inițiator, de profesor, de deschizător, de porți, de teoretician, de strateg. Deci ați avut un rol așa de conducere. Ați avut funcție importantă în povestea asta, ce-o fi acolo, o afacere de succes, un proiect dus cu bine la îndeplinire, un examen luat cu bine, deci ceea ce generează acum un motiv de sărbătoare, de celebrare, de reușită, voi ați jucat rol, cheie. Poate e succesul vostru și vin tot felul de laude către voi, bravo, ați luat cu brio un examen, ori voi ați fost cel care i-a îndrumat pe ceilalți către succes. De exemplu, voi sunteți șeful, voi sunteți coordonatorul de proiect, voi sunteți profesorul care a învățat toată echipa ce are de făcut și acum lumea celebrează și vă aduce cumva recunoștință. Poate fi un moment de răspunsuri, poate legate de un job. Aveți așa niște șanse, probabil, profesionale și vă întrebați ce să fac, să accept, să nu accept, o fi bine, nu o fi bine și unii puteți ajunge și la concluzia că merită să acceptați această ofertă, propunere. E un dram de noroc, de șansă, e o oportunitate pentru voi, dar poate la originea acestei șanse se află și o competiție. Intrați într-o competiție. Bun, nu mai sunteți coordonator de proiect, sunteți simplu concurent pentru succesul ăla măreț pentru care se bat și alții. Dar voi aveți un atu. Voi s-ar putea să aveți experiență mai bogată, voi s-ar putea să fiți mai vechi în domeniu, voi s-ar putea să fiți mai ambițios, cu mai multă voință, vă concentrați mai bine la ce aveți de făcut. Deci dacă aveți cumva vreo confruntare, vreo întrevedere din care trebuie să vă demonstrați superioritatea, ați putea fi printre cei aleși. Succesul ar putea fi al vostru, dar fiți sigur că și rivalii se luptă pentru același succes cu tot spiritul lor combativ. Săgetătorii sunt gata să dea startul unei acțiuni, dar care acțiunea asta va avea un efect binefăcător asupra voastră. Parcă reîncepe ceva ce vă face plăcere, ce vă încarcă sufletul de pozitivitate, de bucurie, de entuziasm, parcă e un vis împlinit acolo, ori acum începe și duce la succes, ori abia acum vedeți niște prime rezultate a unui drum pe care deja ați pornit. Poate mai e și altcineva implicat în povestea asta și de acolo vine foarte multă un feedback pozitiv foarte bun, că participă, că e și el acolo prezent
trup și suflet la ceea ce vreți să obțineți împreună. Apar niște vești îmbucurătoare, informații necesare pentru ceea ce aveți voi de făcut. Poate o întâlnire cu cineva, dar care vă încarcă de o emoție aparte. Nu uitați că Luna se întâlnește azi cu Jupiter, chiar cu guvernatorul vostru. Și parcă, cine știe de când așteptați voi această discuție clarificatoare, liniștitoare, rezolvă o stare acolo care era în dubiu. Și e probabil chiar ce v-ați dorit. De-aia o văd ca pe împlinirea unei dorințe. Ce bine că s-a întâmplat. Ce bine că în sfârșit s-a rezolvat problema asta. Vin și niște laude la adresa voastră, vin niște aprecieri. Sunteți într-o companie în care vă simțiți bine, sunteți luat în seamă, sunteți apreciat, admirat, respectat, iubit. Și aveți niște reale motive maxime de satisfacție, de împlinire, de fericire poate chiar. Mai rar așa un sentiment de că vin doar vești bune, că vin doar oameni binefăcători pentru voi, soluții la problemele voastre. Și cine vă vede așa astăzi, parcă remarcă o lumină mai altfel decât înainte, încât lumea care vă vede spune că o duceți bine. Capricornii s-ar putea să readucă în discuție ceva din trecut. O relație de odinioară, o poveste de odinioară, o întrebare de odinioară. Pentru că s-ar putea ca acum să o vedeți într-o altă perspectivă decât atunci. Ați mai înțeles câte ceva, s-au mai clarificat niște lucruri, ați mai primit niște răspunsuri de undeva, de la univers, cu privire la problema aceea care a rămas incertă. Și acum o înțelegeți. Primiți clarificare, lămurirea, limpezirea, iluminare vis-a-vis de situația aia, care nu mai este așa în dubiu ca atunci. Sunteți mai siguri pe ceea ce înainte era un mare semn de întrebare, știți ce aveți de făcut. Ca și cum ați avut cumva o discuție cu o persoană și persoana asta a dispărut la un moment dat așa și n-ați înțeles de ce a dispărut, de ce n-a mai dat niciun semn de viață. Primiți un semn, ori de la această persoană, ori așa, dintr-o împrejurare din jurul vostru, de la oamenii din jur, vin aceste lămuriri să înțelegeți odată pentru totdeauna ce s-a întâmplat de fapt? Care a fost adevărul? Care a fost problema care a dat peste cap totul? Ce l-a determinat pe cineva să dispară sau să greșească față de voi? Niște explicații. Niște explicații poate tardive, retrospective, retroactive, nici nu știu cum să le spun, care vă pun într-o altă lumină problema de atunci. Acum spuneți, aha, de aia. Atunci n-am înțeles. Acum, ok, accept, admit, asta e situația, dacă se mai poate face ceva bine, dacă nu, nu, dar vă ajută să treceți mai departe, că erați blocat în povestea aia. De ce? Tot v-ați întrebat, de ce? Ce a vrut să zică? De ce a dispărut? De ce m-a rănit? De ce a spus ce a spus? Și acum poate clarificați situația o dată pentru totdeauna, ca să nu mai rămâneți prins în buclă. Că voi erați așa precum hamsterul și tot acolo rămâneți ca o idee fixă, ca o obsesie, ca o mare durere, un regret poate, care vă tot făcea să vă întoarceți. Erați atașat de problema aia de odinioară, probabil un pic obsedat și acum, în sfârșit, s-ar putea să o înțelegeți, poate niște discuții chiar cu persoana în cauză, dar sau poate între timp, poate acest Venus care este la voi în zodie și e retrograd, vă dă un dram de înțelepciune târzie și mai detașat. A trecut ceva vreme de atunci, au trecut luni, au trecut săptămâni, clar că nu mai sunteți în miezul acelei emoții ca să vă doară, o înțelegeți altfel. Și dacă tot o înțelegeți, știți mai bine ce aveți de făcut de acum înainte. Pentru vărsător, trebuie să fiți un pic atent la o relație pe care aveți voi în preajmă. O relație care părea să meargă bine, o relație de iubire, de prietenie, de parteneriat. O relație pe care până mai ieri o numeați poate perfectă.
ziceați că, wow, e sufletul pereche, e iubirea vieții mele, e cel mai bun prieten, e omul de 100% încredere. Dar ceva intervine în această poveste care vă dă peste cap perfecțiunea aia de odinioară. Nu mai e atât de perfectă. Omul ăla care până mai ieri era eroul vostru, parcă îi se știrbește aura de erou. Marea iubire nu mai e chiar atât de mare. O surpriză. Pe semne că intervine ceva așa, hodoronc-tronc în această situație, care vă, poate vă readuce cumva cu picioarele pe pământ. Bun, poate fi și o decepție. Posibil să nu meritați lucrul ăsta. Ceva care vă ia total prin surprindere din partea acestei persoane, pentru că voi nu o vedeți așa. O idealizați, era minunea secolului acest om. Și încolo se comportă atât de bizar încât vă lasă fără replică. Nu vă așteptați. Și care situație poate să genereze chiar și riscul unei despărțiri? Pierdeți această relație. Se întâmplă ceva care dă la pământ tot ce ați construit împreună. Dar de fapt dă la pământ iluzia asta în care ați trăit. Poate nu se distruge relația, poate nu pierdeți un prieten, o iubire și așa mai departe. Dar nu mai e omul ăla perfect pe care îl vedeați. Vedeți că e supus greșelii, vedeți că e imperfect, vedeți că e și el om, că nu era deloc așa de minunat pe cât îl vedeați. Și poate că e bună această realitate pe care o vedeți acum, abia acum cu alți ochi. O înțelegeți, o acceptați, chiar dacă poate prima reacție este să vă doară, că e o cădere, așa în gol, de la o mare înălțime, dar care vă ajută poate să ajustați un pic așteptările de la acest om. Poate așteptați enorm, poate era prea sus ștacheta și omul ăsta putea oferi atât, dar voi așteptați atât de la el. Și el vine și vă cam arată prin ceea ce face, de fapt, eu nu sunt acolo, eu nu sunt perfect. Poate el v-a arătat tot timpul ăsta că el nu-i perfect, dar l-ați ridicat voi la rang de perfecțiune. E o prăbușire așa de la nivelul 100 al viselor voastre, undeva la nivelul 50, nu chiar la 0, dar poate abia aia este, acela este nivelul real al valorii acestui om. Și am ajuns și la pești, care clar că se bucură astăzi de această întâlnire dintre Luna și Jupiter la ei în Rodie și mâine veți avea parte de una. Deci e interesant. E prima întâlnire de când s-a întâlnit, de când a intrat Jupiter la voi în Zodie. Repet, s-a mai produs odată și asta primăvară-vară, că și atunci a mai intrat un pic Jupiter la voi în ogradă. Dar acum s-ar putea să se încheie o etapă începută atunci, la prima trecere a lui Jupiter prin Zodia voastră, undeva între mai-iunie 2021. Ceva a pornit, s-a oprit, pentru că Jupiter s-a întors și acum vi se dă ocazia de a o lua de la capăt, aceeași poveste de atunci. Ce n-a mers atunci poate să reînceapă acum sau reîncepe cu altă benzină în rezervor. Atunci, da, poate același lucru ați mai încercat odată. O relație, un job, o afacere, o acțiune, o activitate, un vis, i-ați dat startul, dar faptul că Jupiter după aia a bătut în retrogradare, s-a întors în vărsător, poate condițiile nu erau atât de minunate atunci, n-a mers și s-a oprit mașinăria. Acum repornește mașinăria, dar repornește altfel, cu altă viziune, cu altă direcție, același lucru. Dar acum funcționează. Mașinăria asta funcționează. La a doua încercare funcționează. Chiar dacă prima oară n-a fost un eșec, nu înseamnă că n-a ieșit. Poate doar ați trecut-o pe linie moartă, poate doar ați lăsat-o așa în stand-by cu gândul că când va reveni Jupiter aici o să-i dau drumul și iată. Este prima conjuncție care se produce pe anul ăsta la voi în Zodie și e benefică. E un restart, e un vânt la pupa, parcă împinge cineva mașinăria aia, parcă îi mai dați o dată la cheie și pornește, deși părea ceva mort. Merită să-i mai dați o șansă, merită să resuscitați mortul ăla, cum s-ar spune, să faceți ceva, să-i puneți defibrilatorul acolo și să-i mai dați o dată șansă acelei situații la care poate nici nu v-ați mai gândit, poate nici nu-i mai dădeți șanse de viață.
o considerație. Dacă n-a mers prima dată, ce rost are să mai încerc o dată? Se pare că merită să mai încercați. Priviți în urmă, deci ce n-a mers prin vară, mai, iunie, iulie, că acum ar putea să repornească, dar cu o cu totul altă viziune, vibrație, cu alte șanse de evoluție către succes. Asta este ziua de 6 ianuarie, să aveți o zi de bobotează liniștită și să ne vedem și mâine.